reușit să scăpăm de kilogramele în plus, dar în același timp ne dorim să ne satisfacem orice poftă culinară. Ce ar trebui să mâncăm fără să ne susțin inovația, acum de la invitatul meu de astăzi, Mihai Dragomir. Bine ai venit la Fresh Refresh! Bine te-am regăsit! Toți ne dorim să arătăm cât mai bine în lunile de vară, dar în același timp nu prea ne putem ține pofta sub control. Ce să mâncăm? Da, atingem din nou un subiect foarte delicat și aș vrea să abordăm un proiect al meu de suflet, primul proiect al meu de suflet, prin care am făcut cercetare și studiu de-a lungul a 22 de ani, timpul în care am urmărit evoluția umană. Am recomandat întotdeauna ca fiecare dintre noi, pentru că așa cum am stabilit, suntem mașinării diferite, să alegem alimentele care ne se potrivesc cel mai bine. Cum știm lucrul ăsta? Care sunt alimentele care ne se potrivesc cel mai bine? Ce ar trebui să cunoaștem mai întâi despre persoana noastră? De la început, oamenii mâncau doar legume și fructe existente deja, pe care reușiseră să le găsească și să vadă fenomenul de beneficiu pe care îl oferea acel aliment. Ulterior, ceilalți care erau foarte comozi au început să caute alternative. De ce? Pentru că acele fructe și acele legume nu le satisfăcea pofta de mâncare și cantitatea suficientă de energie de care aveau nevoie pentru organismul lor. Întâmplător au depistat anumite animale care mâncau alte animale. În felul ăsta, văzând că acele animale se hrănesc cu carne, oamenii au devenit foarte curioși la momentul respectiv. Și au dat seama că există un fenomen pe care l-ar putea adapta și organismul uman. Lucru care la început a fost benefic. De ce? Pentru că datorită substanțelor existente în carne, le-au oferit într-adevăr o consistență foarte bună pentru mesele pe care le aveau. De ce? Pentru că vorbind de agricultură, de prima fază a evoluției noastre, în care oamenii trebuiau să-și prepare tot timpul alimentația și dura foarte mult timp, acești oameni care au devenit foarte comozi ulterior, au găsit acest fenomen prin care au început să mănânce carne. Dar neștiind că această carne conține și foarte multe bacterii nocive, lucru care ulterior a început să-i afecteze și zilele noastre. Deci vreau să vă spun că nu s-a schimbat absolut nimic, totul este și astăzi din secolul 21 la fel, deci avem exemple foarte clare a oamenilor care sunt adepții ai mâncărilor frugale și mănâncă foarte multă carne și ceilalți care au conștientizat oarecum și și-au menținut de-a lungul vieții aprecierea pentru ceea ce este natural și ceea ce ne oferă natural. Sentimentul de vinovăție intervine în momentul în care consumăm mâncare consistentă de origine animală sau și în momentul în care mâncăm legume, fructe și semințe și mai includem puțină pâinică? Ne simțim vinovați pentru faptul că încă nu am învățat să alegem ceea ce ne trebuie. Oamenii au impresia că tot ceea ce există în piață este bun de mâncat pentru noi toți. Vreau să punem amprenta un pic pe ceea ce înseamnă cunoașterea organismului uman, conștientizare. De ce? Pentru că am depistat foarte clar diferențele dintre organismele noastre și anume în primă și în primă fază datorită consistenței sângelui. Deci grupa noastră sanguină poate face diferența radicală dintre organismele noastre. De exemplu, eu dacă am grupa de sânge A2 față de o grupă 0, cum sunt eu? Ar trebui să mănânc mai multe legume, fructe și semințe? Iar grupa 0 mai multă cărniță sau cum? E o întrebare delicată și, într-adevăr, oamenii așteaptă niște răspunsuri foarte la îndemână, foarte curate, foarte simpliste. Și general valabile. Și general valabile. Din păcate, vă spun, nu funcționează decât prima etapă prin care am specificat că se elimină toate alimentele nocive, e deja fiind primul pas și cel mai bun pe care, într-adevăr, toți îl pot urma și poate fi benefic, într-adevăr, pentru organismul nostru, dar pasul 2 trece la acea corecție individuală care însumează un număr de alimente, calitatea acelor alimente care corespund clar cu specificul fiecăruia în funcție de grupa de sânge și nu numai, adică mai sunt și câteva diferențieri foarte subtile, dar pe care nu vreau să vi le menționez pentru că le-am specificat în următoarea surpriză pe care am pregătit-o pentru românii noștri, în primul rând. Am aici în mână o mică parte din viitoarea ta carte. Mănâncă fără să te simți vinovat. Spune-le telespectatorilor noștri ce informații vor găsi în această carte. Am să încerc să dau doar câteva detalii, n-aș vrea să spun foarte multe, dar aș vrea să fie o surpriză majoră pentru toată lumea și
mă aștept să fie un beneficiu real pentru toți românii și nu numai și pentru cei de afară, pentru că într-adevăr am reușit să trag niște concluzii foarte importante de-a lungul studiului pe care l-am făcut și nu întâmplător la nivel internațional, pentru că m-a interesat foarte mult să văd cum funcționează alimentația fiind baza. Deci nu se poate fără alimentație, deci omul este dependent de mâncare. Nu trăim ca să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim. Exact. Dacă înțelegem acest slogan, din start am făcut un pas important. Referitor la cartea care urmează să apară, vreau să fac câteva precizări. Acolo sunt lămurite foarte clar aspectele fenomenului slăbire, de care toată lumea este interesată, dar până acum, de-aia vă spuneam de acești 23 de ani în care n-am văzut până acum nicio lămurire clară, nicio referință clară în ceea ce privește slăbitul corect și natural. Acolo am explicat foarte clar și există și soluțiile cu care oamenii se pot delecta și pot cu siguranță pentru mai departe să aibă grijă de ei singurei, să nu devină dependenți de ceva sau de cineva. Cui se adresează această carte? Pot să spun liniștit că o poate citi absolut oricine, poate fi o lecție de viață, fără dar și poate, pentru că acolo sunt precizate și aspecte legate de viață pe înțelesul tuturor. Sunt explicate aspectele evolutive ale organismului uman cu tot ceea ce înglobează el de-a lungul vieții. De așa natură încât mi-am dorit foarte mult ca toți cei care parcurg această carte să înțeleagă foarte bine cum funcționează organismul uman și care este rostul nostru ca oameni pe pământ, care este viața noastră, în ce constă ea cu adevărat și, bineînțeles, să lămurim odată pentru totdeauna cum stau lucrurile din punct de vedere al alimentației cu care ne hrănim zi de zi pentru a putea beneficia de energia de care avem nevoie pentru a ajunge la o bătrânețe superbă și frumoasă cu prevențiile de rigoare. Este o carte care se adresează și celor care și-au pierdut sănătatea, dar și-o pot redobândi, celor care au diabet sau alte afecțiuni. Absolut, exact. Am exemplificat câteva cazuri reale. Am exemplificat câteva soluții la îndemâna oricui, care pot fi aplicate în orice circunstanță, fără probleme, și pot fi un reper real pentru toți cei aceia care suferă de anumite afecțiuni și doresc să-și îmbunătățească starea de sănătate. Unde te pot găsi telespectatorii noștri? Unde te pot contacta? Păi este foarte simplu. Dacă au băgat www.mihaidragomir, pot accede la paginile noastre fără probleme și pot afla mult mai multe, pot ajunge la noi. Tu călătorești foarte mult. Cum te menții în contact cu toți pasionații de un stil de viață sănătos? Da, într-adevăr, este o sarcină foarte grea, o misiune foarte grea pentru mine, dar m-am obișnuit, așa cum v-am menționat și în emisiunea trecută, mi-am asumat, este menirea mea, vreau să duc rolul ăsta până la capăt și făcând din pasiune acest lucru, sper să nu obosesc niciodată și să fiu la fel de plin de energie și apt, model, demn de urmat pentru toți cei care mă urmăresc și nu sunt puțini. Doamne ajută și mult succes! Te mai aștept cu mare interes la preștire. Mulțumesc din suflet și cu mare drag! Rămâneți cu noi! Revenim!